Am ajuns, dragi prieteni, la 10 și 32 de minute, aproape și 33 de minute. După cum vă spuneam încă de bună dimineața, în studio alături de noi avem doi distinși domni. Domnul consul Bogdan Chiș și doamna era să zic Carmen, a rămas cuplat Cristina Florea. Bine ați venit în dialog Bine cu Ambasada. Bine am regăsit și așteptam porcul de Crăciun, pentru că mierul se oferă de Paște. Așa, Bună dimineața. A aveți dreptate, da. Cu ce gânduri ați venit la noi astăzi? Văd că sunteți foarte frumoși, așa, cumva, în spiritul sărbătorilor. Numai cu gânduri bune ne-am energizat după ultimele zile de evenimente și festivități de Ziua Națională și de apropierea sărbătorilor, concerte și altfel de evenimente cu dans și voie bună. Astăzi aveți, doamna Cristina Florea, câteva teme foarte importante pentru ascultătorii noștri. Este vorba despre. Um, Certificatul, certificatul de viață, de viață. Da. așa. Da, da. Uh, fiind luna decembrie, în ultima perioadă, deși s-au tot dat informații pe această temă, au fost adresate întrebări, atât la consulat, miercurea, când am uh, mers la uh, perioada de asistență pe care o acordăm cetățenilor, cât și la telefon. Și a fost bine că au fost adresate aceste întrebări, pentru că poate au fost lucruri care n-au fost clarificate suficient în momentul în care noi am furnizat informațiile. Am primit întrebări de la două categorii de cetățeni. Pe de-o parte, cei care nu au lucrat niciodată în Spania și care beneficiază de o pensie în România, au venit aici la copii sau poate chiar ca să se stabilească, continuă să primească pensia în România dar nu au trimis niciodată certificat de viață, deși se află de ceva timp aici. Și au întrebat dacă și pentru ei, dacă n-au lucrat niciodată în Spania și dacă în continuare își primesc pensia în România, este valabilă obligația de a trimite certificatul de viață. Da, este valabilă și pentru această categorie obligația de a trimite certificatul de viață și de a comunica faptul că au reședința în Spania, au rezidența în Spania, cum locuiesc aici. Pentru că acesta este motivul pentru care până acum nu au trimis certificatul de viață, dar au continuat să primească pensia și nu s-a întâmplat nimic faptul că în România nu s-a știut că dumnealor nu mai au domiciliu în România ci acum, bine, au domiciliu probabil în buletin în România în continuare dar și-au stabilit reședința temporar sau poate definitiv în străinătate, în Spania ce trebuie să facă această categorie de, de pensionari? Trebuie să trimită certificatul de viață către casa de pensii de la care primesc pensia și uh, să înștiințeze în același timp cu privire la faptul că acum au reședința în străinătate. Nu se întâmplă nimic decât că anual vor trebui să trimit acest certificat de viață și în continuare își vor primi pensia acolo unde vor dori dumnealor. Fie în continuare în contul din România sau la domiciliu dacă au puternici pe cineva, fie dacă vor decide să-și transfere pensia în străinătate, trebuie doar să facă o cerere de transfer, să o transfere aici, însă obligația de a trimite certificatul de viață va rămâne. Altă categorie de pensionari care ni s-au adresat au fost cei care au lucrat și în Spania, nu au ajuns în Spania la vârsta de pensionare, dar deja primesc o pensie din România pentru că acolo, da, au împlinit vârsta de pensionare. E, de data aceasta e chiar și puțin mai riscant să nu trimită certificatul de viață. De ce? Pentru că, pentru momentul în care se vor pregăti de pensionarea în Spania, va exista acel schimb de documente între instituții. Când, dacă România a omis faptul că persoana respectivă a lucrat în străinătate atunci când i s-au stabilit drepturile de pensie în România, clar își va da seama de faptul că persoana lucrează în străinătate, are reședința în străinătate, la momentul la care se vor stabili drepturile pentru Spania. Și ce se poate întâmpla în acest moment? În momentul în care casa de pensii din România își dă seama, sau un binevoitor informează că vecinul, sau mai știu eu cine, de fapt nu se află în România, se află în străinătate, dar își primește pensia în România, poate să asisteze temporar pensia, până când, până la momentul la care se trimite certificatul de viață. Deci dacă vă aflați în această categorie, fie în prima categorie, fie în a doua categorie, adică dacă primiți pensie din România și nu ați trimis până acum certificat de viață și dacă vedeți că vi s-a întrerupt pensia, să știți că acesta este motivul. Casa de pensii și-a dat seama că dumneavoastră aveți reședință în străinătate și temporar v-a oprit acest drept până la momentul la care dumneavoastră veți trimite certificatul de viață. De ce este obligatoriu? Pentru că, în momentul în care beneficiarul de pensie a completat cererea de pensie, exista acolo o rubrică în virtutea căreia se angaja ca, în momentul în care intervine o schimbare a situației. Din momentul completării cererii, să o înștiințeze în termen de 15 zile. Ce înseamnă schimbare de situație? Schimbare de domiciliu, schimbare de reședință, orice poate să, să aibă legătură cu acordarea pensiei. Deci, practic, cine a solicitat pensia s-a angajat să informeze. Nu este ceva ce se pedepsește, nu este ceva ce, știu eu, are alte repercursiuni asupra persoanei care nu a făcut-o, decât faptul că se poate opri pensie, dar se reia la momentul la care se transmite certificatul de viață. Certificatele de viață, cum spuneam, de la momentul la care dumneavoastră ați comunicat caselor de pensii faptul că aveți reședința în străinătate, se trimit anual de către casa de pensii la domiciliul pe care l-ați comunicat în străinătate. În fiecare an, între lunile octombrie și decembrie, când trebuie trimise și către casa de pensie înapoi completate. Dacă s-a întâmplat să fie o eroare când ați transmis domiciliul, sau dacă s-a rătăcit pe drum formularul, nu este o problemă, dumneavoastră îl puteți descărca de pe site-ul Casei de Pensii. Există acum și în limba spaniolă, deci este bine să descărcați varianta bilingvă română-spaniolă, ca să puteți să o folosiți nu doar la consulat, unde se autentifică aceste certificate, ci și la o autoritate spaniolă competentă, cum ar fi, de exemplu, primăria sau serviciile de ocupare sau Seguritatea Socială. Și uh, puteți să transmiteți în acest fel formularul completat în partea B și partea C, iar partea A o va completa ulterior uh, casa de pensii despre faptul că este sau nu nevoie de programare pentru a certifica aceste documente, îl rog pe Bogdan să ne Așa cum spună. Așa am mai discutat și în alte emisiuni, nu am, este nevoie vă de programare. Face scuze că vă întrerup. Vreau da. să să le spun prietenilor noștri că suntem în direct pe pagina de Facebook Radio Românul și încă ceva foarte important, așteptăm, dacă au întrebări, să le trimită prin WhatsApp la 642 642 444 sau pe Facebook într un comentariu sub uh, transmisia noastră în direct. Da. Uh, revenind, nu este nevoie de programare pentru obținerea certificatului de viață. Uh, e suficient ca persoana interesată să se prezinte la consulat cu documentul de identitate românesc valabil și cu formularul pe care l-a primit de la Casa de pensii. Dacă nu are formular, nicio problemă, se poate rezolva oricum. Avem uh, întrebări pentru dumneavoastră. Deja, bună dimineața, ne scrie cineva de unde se poate lua certificatul de viață? Tocmai ce am precizat. Deci, Bă. în primul rând, dacă au comunicat casei de pensii că au reședința în sănătate, ar fi trebuit să-l primească prin poștă. Dacă nu s-a primit îl descarcă de pe site-ul casei de pensii sau dacă nu au această posibilitate, colegii de la consulat întotdeauna au oferit ajutorul. E simplu dacă îl descarcă pentru că nu mai trebuie să meargă neapărat la consulat, poate locuiesc undeva mai departe și atunci ar putea merge la primărie. Pot intra pe site-ul casei de pensii www.knpp.ro și acolo îl pot descărca în variantă bilingvă română-spaniolă. Acum puțin timp s-a postat și pe pagina de Facebook a ambasadei această informație, și acolo apare site-ul. Dacă accesează link-ul, merg direct către formulare. Cineva pe Facebook scrie așa, Tania, de fapt, eu am avut pensie din România și mi-au tăiat suplimentul. E normal? La ce supliment se referă? Nu ne dă mai multe deci, detalii. Orice ajutor acordat de un stat, indiferent că e vorba de Spania sau de România, se acordă atâta vreme cât persoana se află pe teritoriul statului respectiv. Ce se poate exporta și nu se întrerupe este dreptul contributiv la pensie. Deci, dacă dumneavoastră avea o pensie foarte mică și statul român îi mai acorda un ajutor până la pragul minim, atunci acel ajutor, bineînțeles, că se retrage în momentul în care persoana părăsește teritoriul țării. La fel cum și pentru pensionarii care sunt aici în Spania, re rezidenți legal. Dacă au venituri mici, statul spaniol le suplimentează veniturile din pensii până la valoarea pensiei minime, prin complementul de rezidență. Dacă persoana pleacă din Spania, se întoarce în România, în acel moment, dacă dorește să-și transfere în România drepturile de pensie, se transferă doar dreptul contributiv, nu și acest complement care se retrage. Pentru că suntem deja de 12 zile în luna decembrie. Vă rog să le spuneți ascultătorilor noștri ce program are consulatul în această lună. Mai exact în perioada sărbătorilor. Da. În această perioadă, programul este normal. De luni până joi, de la ora 9 la ora 5 și de, la, și de vinerea până la ora 12, pentru că după aceea sunt alte servicii consulare, inclusiv căsătoriile. Sigur, între sărbători, între Crăciun și Anul Nou, există sărbătorile legale, care se știu deja, nu diferă cu nimic față de programul normal de anii trecuți. Există un, un site unde ar putea vedea, sau pe sigur pagina că de da, Facebook, sigur că da. zilele, întotdeauna zilele în care consulatul nu lucrează sunt publicate pe pagina noastră de Facebook și pe site-ul madrid.mae.ro. Bun, văd că ascultătorii noștri ne trimit dedicații, dar, din păcate, astăzi nu facem dedicații. În schimb, vă invităm, prieteni, dacă aveți întrebări pentru invitații noștri de astăzi, să le adresați prin WhatsApp la 642, 642 444 și pe Facebook, Radio Românul. Daniela, zice bună ziua, vă salut din Almeria. Se poate lua pensia în România separat de pensia, mai exact? subsidiu de 52 de ani? Da, pensia din România este compatibilă cu subsidiu paramare de 50 în majoritatea cazurilor. De ce spun în majoritatea cazurilor? Pentru acordarea subsidiu de maiures de 50 unul dintre criterii este cel al veniturilor. Ori o persoană care are ca unic venit, să spunem, pensia din România, nu cred că depășește un prag de 600 și ceva de euro pe lună care ar împiedica o să obțin aici subsidiu paramares de 52. De aceea spun că, în general, este compatibilă pensia din România cu subsidiu paramares de 52 de aici. Dacă, bineînțeles, se îndeplinește celelalte criterii de acordare. Lăcrămioara scrie tot pe Facebook și dacă ești bolnav și nu te poți deplasa nici la consulat, nici la asigurări Social, ce faci? Poți delega pe altcineva să meargă la asigurări Social? Nu este posibil. Certificatul de viață presupune stabilirea faptului că persoana respectivă este în viață. De altfel, acest formular până la urmă a apărut și ca urmare a unor abuzuri care s-au făcut de-a lungul timpului, nu numai în România, cât și în alte state. Vedem, cred că periodic la știri câte un caz de genul acesta. Așa că trebuie să vedem persoana la față. Sigur, există situații. Când consulul se poate deplasa la domiciliul persoanei pentru a stabili acest lucru. Însă, cu siguranță trebuie să fie un caz excepțional, deosebit. Din pură curiozitate, vreau să vă întreb dacă s-a prezentat vreodată cineva. Ionel, și spunea că se numește Alexandru, să și să aibă altă identitate să spună am nevoie de nu știu ce act din experiența mea cel puțin nu am întâlnit un astfel de caz deși lucrez de mulți ani în domeniul ăsta, însă nu exclud că la anumite consulate s-ar fi putut întâmpla și acest, acest lucru Da, e interesant și ilegal atenție! Da, da, este, este <laughs> ilegal. Ne scrie pe Facebook așa a nu, e un alt fel de de mesaj profită cineva că suntem live pe Facebook și își face publicitate da. În continuare, așteptăm întrebările voastre. Prieteni, econsulat.ro este site-ul, întreabă cineva, pentru programări? Sigur, programările se fac pe www.econsulat.ro. La această adresă o să găsiți un portal în care trebuie să vă faceți un cont personal și, după ce aveți acest cont, puteți să vă solicitați toate serviciile consulare de care aveți nevoie. Toate serviciile consulare necesită programare, în special în această perioadă când cum cred că ne-am obișnuit deja, toată lumea dorește să își finalizeze anul cu uh, lucrurile rezolvate, cu problemele rezolvate și atunci multă lume se îndreaptă spre consulat pentru a-și obține și procuri și documente de identitate. Uh, în luna decembrie întotdeauna avem un aflux important de persoane, așa nu că programați-vă din timp. Nu mă pricep la internet, scrie cineva prin WhatsApp, ce aș putea face? să obține o programare. Da, sigur. Pentru persoanele care efectiv nu reușesc sub nicio formă să, să acceseze acest site, pot să trimită un e-mail la adresa madrid.consul și o să i obținem o programare direct. Acolo cred că trebuie să explice Sigur, problema. Trebuie pe care să o are. trebuie să explice problema pe care o are, să ne spună aproximativ care e serviciul consular pe care îl dorește și, în funcție de disponibilitate, vom, vom efectua această programare. Dar, repet, este cu titlu de excepție. Scrie altcineva așa, bună ziua, tatăl meu ia pensie din România și din Spania. El a declarat că se întoarce în România de tot îl va afecta cu ceva legea asta? Nu știu la ce lege se referă, dar întoarcerea în România nu îl afectează cu nimic, pentru că pensia este un drept și se exportă la dorința cetățeanului, dorința beneficiarului, acolo unde dorește. Sau poate să-i rămână pensia într-un cont din Spania. Deci în momentul în care se întoarce în România, poate să-și transfere pensia într-un cont din România, dar ulterior, fiind vorba de o pensie pe care o primește în Spania și dumnealui se va afla în România, va trebui să trimită certificatul de viață către Spania. Asta este singura obligație pe care o să o aibă. Așa Iată. cum acum, aflându-se în Spania, trebuie să trimită certificatul de viață în România. Iată așadar că acest certificat de viață nu este nu există doar în România, așa cum anumite persoane și imaginează, ci este un formular european chiar, există și în România, și în Spania, și în alte state membre. Ne scrie Cătălin așa pe Facebook, se poate obține actul de identitate fără a pleca în țară? Se poate obține cartea de identitate prin procură. Este o procură specială care se poate autentifica doar la consulat, are fotografiile persoanei. Este destul de simplu de obținut. Se face o programare pe www.consulat.ro, iar în ziua programării, persoana trebuie să se prezinte la consulat cu documentul său de identitate valabil. În situația în care nu mai deține documente de identitate românești valabil, adică nici buletinul valabil, nici pașaportul, îi se face pe loc cu un titlu de călătorie. Așadar, atunci când încercați să vă programați, puteți să bifați direct titlul de călătorie ca să puteți să treceți mai departe. În ziua respectivă trebuie să precizați, asta e un lucru foarte important, dacă vă schimbați domiciliul, deci dacă adresa din buletin între timp s-a schimbat, nu știu, ați vândut apartamentul sau v-ați mutat din localitatea în care locuiați înainte într-o altă localitate, sau dacă au apărut modificări ale numelui, sau orice altă modificare care putea să survină, în așa fel încât în această procură specială să se menționeze toate aceste modificări inclusiv dacă, de exemplu, cartea de identitate a fost pierdută, furată și așa mai departe. Mulțumesc frumos pentru răspuns, scrie Cătălin. Sărbători fericite! Sărbători fericite tuturor! Daniela scrie pe Facebook, vă mulțumesc pentru răspuns. Felicitări pentru emisiune. Aș mai avea rugămintea să faceți o informare detaliată pentru următoarele alegeri locale spaniole din comunitățile unde locuim. Lipsește informarea pe plan local. Mă scuzați dacă nu face parte din tema emisiunii. Nu este o temă care, pe care ne-am propus să o abordăm, însă e binevenită, cu siguranță. Probabil, cei care ne ascultă și care ne privesc în transmisiunea live pe Facebook au văzut că ambasada a demarat deja de săptămâna trecută sau chiar două săptămâni o campanie de informare cu privire la drepturile cetățenilor români care sunt rezidenți în Spania. Campanie care își propune tocmai acest lucru, să încurajeze comunitatea românească să aibă o voce să-și câștige această voce prin votul pe care ei pot să-și îl exprime la alegerile locale. Așa că profit de acest moment să încurajăm toți cetățenii români din Spania să se înregistreze pe lângă autoritățile locale și să voteze la următoarele alegeri. Mai mult, cei care își doresc să facă un pas în plus pot să candideze de asemenea. Așa că celor care își propun acest lucru le urăm succes. Bună ziua, aș vrea să întreb și eu, ne scrie cineva, dacă avem un cont pentru programări de pașapoarte, se mai poate utiliza acest cont și pentru alte programări? Sau când vrei alte programări, trebuie să-ți deschizi al cont? Vă mulțumesc! Categoric este o temă pe care am mai abordat-o. Contul pe care îl faceți dumneavoastră nu este pentru pașapoarte sau pentru acte notariale sau pentru acte de stare civilă. Este un cont pe care dumneavoastră la care dumneavoastră puteți să deschideți mai multe cereri. Aveți un cont personal, se numește, să zicem, persoana Ionescu Maria, da? Da. Această persoană, pe contul respectiv, poate să ceară două pașapoarte pentru copiii ei, un certificat de naștere pentru ea, o procură și o declarație eventual. Deci toate persoanele sau majoritatea... pentru Andrei Ropan, poate cere, nu? Poate să încerce, da, sigur. Se poate? Nici o problemă. Da, nu, nu e nicio problemă. Persoane? Se întâmplă des ca persoanele să ajute cunoscuți, uh -huh. vecini, rude și așa mai departe să-și obțină programări. Nu e nimic uh, greșit în asta. Um, deci poți să obține aceste programări fără nicio problemă. La un moment dat, sigur, există o limită de cereri, în sensul că dacă dumneavoastră, de exemplu, creați 15 cereri de pașaport, nu o să puteți să creați și a 16 va trebui să le ștergeți pe cele vechi care s-au uh, creat din greșeală sau care nu s-au mai folosit și după aceea sigur veți putea crea în continuare. Bun, ne întreabă altcineva așa, bună ziua de fapt pe dumneavoastră, vă întreabă, aș dori să întreb invitații dumneavoastră dacă pot face buletinul la consulat și ce acte îmi trebuie. Momentan, cartea de identitate, buletinul românesc, nu se poate face direct la noi, la consulat. Se poate face, așa cum am spus Adineauri, o procură de carte de identitate. Această procură se trimite persoanei împuternicite din România care se prezintă în locul titularului la autoritățile române, la Evidența Populației și obține o nouă carte de identitate pe care o trimite, într-o formă sau alta, persoane în Spania. Ne scrie altcineva tot prin WhatsApp Am nevoie de certificatul de naștere. Nu îl mai găsesc. Cum pot obține un, un certificat de naștere? Sunt uh, cel puțin două metode prin care persoana poate să-și re să recupereze certificatul. Fie face o solicitare prin intermediul consulatului, se prezinte la consulat cu documentul lui de identitate, și uh, prin intermediul nostru se face o solicitare în România la primăria de domiciliu, care îi eliberează unul nou, și după aceea vine trimis prin uh, Ministerul de Externe la consulat, de unde persoana îl poate și ridica, sau face o procură prin care împuternicește o altă persoană, o rudă, de exemplu, sau un cunoscut, să se prezinte în locul lui la primărie și să-i obțină de la stare civilă un nou certificat de naștere, un duplicat. Duplicat de act de stare civilă este acesta. Acel duplicat este original, o hârtie da, originală deci sau o copie? Duplicatul este un nou certificat. Se numește duplicat, însă uh -huh. legislația română spune că în fiecare moment o persoană poate să aibă un singur certificat de naștere. Așa că în momentul în care dumneavoastră solicitați un duplicat, certificatul de naștere, să zicem, vechi, își pierde valabilitatea și rămâne valabil doar ultimul solicitat. Deci acela devine original, dar este un original oricum, este un document eliberat pe un suport de hârtie special cu elemente de siguranță și are toate are forma necesară pentru a fi un original super valabil. Trebuie declarat ca pierdut sau. Furat păi, depinde sau ce s-a întâmplat cu cel vechi. Dacă s-a deteriorat, trebuie declarat deteriorat. Dacă s-a pierdut, s-a pierdut. Dacă e pur și simplu formatul acela vechi, mai micuț, trebuie prezentat și se eliberează oricum un duplicat nou, pe format, să zicem, modern. Până în momentul acesta am epuizat întrebările din partea ascultătorilor, poate aveți și dumneavoastră întrebări. Până verifică da, Bogdan. Să vedem. Aș face eu o precizare, în cazul în care certificatele de viață nu se trimit până la finalul anului, se mai așteaptă până în luna februarie, după care Pensia se poate întrerupe până la momentul la care ajunge certificatul și se repun în plată de la momentul întreruperii cei care au întârziat. Vreau să spun că obligația de a trimite certificatele de viață o au și pensionarii care se află în România și primesc pensie de la alte state. Deci un pensionar român care primește pensie de la statul spaniol și se află în România, trebuie să trimită certificatul de viață către Spania, doar că nu în ultimele trei luni ale anului, ci în primele trei. Pentru acest lucru se poate solicita sprijinul caselor de pensii, care le pun la dispoziție aceleași formulare bilingve în română și în spaniolă pentru a fi trimise către Seguritate Social. Avem o doamnă care ne întreabă de ce nu există un număr de telefon de atențiune al cliente. Această pagină online pe care ați creat-o are multe lacune. Luna aceasta a fost blocată aproape complet. De multe ori avem probleme care au nevoie de anumite lămuriri. Nu avem un telefon direct sau un serviciu de informații direct cu ambasada, doar pentru cazuri urgente și atât. Există aceste numere de telefon pentru informații, există chiar foarte multe. Fiecare consulat are numerele sale de telefon care sunt transferate în acest call center care se află la București, unde colegii din Ministerul Afacerilor Externe au implementat chiar recent o, un proiect care a prevăzut mărirea capacității de răspuns la apelurile telefonice din partea cetățenilor români din străinătate. Vă asigur, inclusiv pentru că am verificat personal că se răspunde la aceste numere de telefon, chiar dacă fiecare dintre dumneavoastră trebuie să așteptați să vedeți ce are de robotul de spus, așa cum sunt și alte servicii de acest fel din lumea întreagă. Așadar, sunați la numerele de telefon, ascultați bine. Alegeți primul rând ce categorie de servicii aveți nevoie. Așteptați să termine robotul de spus, după care veți intra în legătură cu un operator. Acest lucru se întâmplă din experiența mea personală în aproximativ 5 minute. Așadar, cine spune că nu se răspunde la telefon, cred că nu a așteptat suficient să, să termine acest robot de, de spus poezia pe care o are de spus. Pentru situații urgente... Există telefonul de urgență al consulatului, pe care exact astăzi asta îl țin eu. Întreb. Este aici pe masă. Cine are probleme, accidente, decese, spitalizări sau alte cazuri de acest fel, poate să ne sune și să intre în legătură cu noi. Așadar, există o serie întreagă de metode prin care cineva poate să obțină informații, inclusiv site-ul misiunii diplomatice madrid.mae.ro, unde veți găsi și numele de telefon pentru Informații. Ba mai mult, de când s-a dezvoltat rețeaua operatorilor care răspund la aceste numere de telefon, există și solicitări primite cu număr de către această centrală, care ne-au fost repartizate chiar și nouă în funcție de problematică. Deci în ultima vreme am început să primim și prin intermediul acestei Rețele consulare, întrebări care, de fapt, sunt legate de muncă și securitate socială. Deci, chiar se cunoaște. Categoric, și asta e un, e un detaliu important. Persoanele sună în acest call center, însă, dacă problematica pe care persoana o are depășește competențele unui simplu operator în call center, aceste întrebări, acest, aceste apeluri vin transferate către misiunile diplomatice și oficiile consulare. Este un sistem care funcționează, și spun asta cu toată responsabilitatea, pentru că zilnic sunt apeluri și sunt mesaje care ne parvin tocmai din acest call center. Doamna, spunea, doamna care ne-a trimis mesajul spunea că platforma a fost inaccesibilă pe toată luna. Nu este adevărat acest lucru din același motiv, pot să spun, pentru că zilnic avem câteva sute de persoane care se programează pe această platformă. Așadar, cu siguranță nu este problema pe platformă, ci poate la telefonul sau calculatorul doamnei. Rodica, vă roagă să repetați adresa de e-mail pentru programări, pentru cei care nu se pot descurca. O să precizez contare. de la început că această adresă nu este o adresă pentru programări. Această adresă poate fi folosită în anumite cazuri speciale pentru a obține o programare în situația în care nu reușiți și nu aveți capacitatea de a intra pe www.consulat.ro. Această adresă este madrid.consul.arond.mae.ro. Am intrat pe pagina de Facebook a Ambasadei României da. în Spania, la secțiunea de informații. Acolo am găsit și numerele de telefon, la rubricuța Consulatul General al României la Madrid, și inclusiv numărul pentru urgențe, da. de care vorbeați dumneavoastră un pic mai devreme. Acum, eu sunt un pic curios, adică, în cazul unei spitalizări, da. persoana vă sună, dumneavoastră răspundeți și în ce fel poate fi ajutată? Depinde de situație. Se întâmplă ocazional ca persoana spitalizată să nu mai dețină documente românești valabile. Situație în care putem să o sprijinim. Nu orice spitalizare necesită asistență consulară, așa cum nici nu orice accident rutier trebuie să producă, nu știu, vreo, vreo daună care să poate fi rezolvată de la consulat. Așadar, în funcție de situația punctuală a fiecare persoană, sunați-ne și încercăm să vă ajutăm. Însă nu este cu siguranță consulatul, instituția, prima instituție pe care trebuie să o informați, de exemplu, în cazul unei urgențe medicale, să zicem. Dacă aveți o urgență medicală, nu sunați la consulat, sunați la 112. Da, chiar. Eu n-am sunat niciodată la 112 aici în Spania. Răspunde un operator spaniol, bănuiesc. Nu? Categoric, da. Da, răspunde un operator spaniol și în funcție de problema semnalată, persoana apelantul este redirecționat către uh, serviciul de specialitate care îi poate rezolva problema. Eu am sunat, de exemplu, pentru fica mea care era bolnavă. Uh -huh. Am fost uh, direcționată către apelurile care se preiau pe partea medicală. Ulterior a fost uh, redirecționat apelul către uh, medicul generalist care. Aș răspundea la acel moment la apeluri. Deci, practic, se întâmplă exact ca în România. Sigur da. că da, sigur. Sistemul, în general, în Europa este destul este de unic uniformizat. Numărul unic european. Este număr unic european. Nu neapărat serviciile sunt identice, însă uh -huh. sistemul în care funcționează e relativ similar. Profit de ocazie să citesc și numerele de telefon pentru informații consulare, care au un plus față de toate celelalte. Uh, numerele de telefon sunt valabile 24 în 24 pentru că la call center tot timpul este cineva care răspunde. Numerele de telefon sunt cu prefix de Spania, sigur, pentru că sunt numerele noastre de la Consulatul General României la Madrid. 685 440 149 685 440 159 685 440 166 și 917-344-004 Sunt patru numere de telefon La care oricând sunați Apelul dumneavoastră este redirecționat Spre call center-ul Numere de telefon pentru alte consulate din Spania Unde se găsesc? Pe site-ul și pe pagina de Facebook A fiecărui consulat în parte Deci e foarte simplu Sigur că da Scrie cineva așa Bună ziua Andrei și invitațiilor Mulțumim frumos pentru emisiune Am o întrebare Dacă este obligatoriu Certificatul de viață pentru o persoană care șase luni stă în România și șase luni în Spania. Vă mulțumesc anticipat, Ioana. Fiind un caz particular, este bine să contacteze înainte de a veni în Spania Casa de Pensii, pentru că bănuiesc că este vorba de o pensie pe care o primește din România. Și este bine să contacteze Casa de Pensii și să lămurească asupra obligațiilor pe care le are. Bun. Am epuizat întrebările pentru ediția de astăzi. Dacă doriți să adăugați ceva. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au participat la evenimentele ambasadei. Noi am început foarte, foarte devreme evenimentele de marcare a Zilei Naționale, încă de pe 21 noiembrie, și după aceea, la câteva zile, am avut mai multe evenimente. Pe 3 decembrie, am avut un concert la Alcala. Un alt eveniment a fost după aceea și la Torehon, pe 4 și între și după au tot fost evenimente care au fost realizate cu patronajul ambasadei. Așa că le mulțumim tuturor celor care au participat la ele, Sper, sperăm că v-au plăcut și că ați intrat în acest fel în spiritul sărbătorilor și ce să spun pentru cei care au nevoie de documente reveniți pe platforma econsulat.ro Încercați să vă programați din timp. Chiar și astăzi am primit câteva apeluri din partea unor persoane care au urgențe obiective și care vor fi ajutate în așa fel încât să-și rezolve problema înainte de sărbători. Însă, pentru cei care nu au urgență care să-i oblige să-și obțină documentele înainte de Crăciun și Anul Nou, le sugerăm să se programeze pentru o dată ulterioară din 2023. Vă mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră de astăzi în studioul Radio Românul și vă doresc o săptămână numai cu bine. Să ne revedem cu, cu bine și frumos data viitoare. Mulțumim, la fel. Mulțumim foarte mult. La revedere.